toate cele 8 regiuni, resursele de patrimoniu cultural sunt destul de slab valorificate, indiferent de nivelul de dezvoltare a regiunilor. Totodată, orașele din România, de la cele mai mici până la capitala țării, București, se confruntă cu probleme legate de degradarea spațiului construit, spații intravilane abandonate, probleme legate de calitatea mediului, ceea ce determină o calitate a vieții sub așteptările majorității cetățenilor. Patrimoniul natural și cultural este zestrea oricărei comunități, ce trebuie păstrat și valorificat. De aceea, Programul Operațional Regional 2014-2020 alocă o serie de fonduri pentru punerea în valoare a acestor obiective în sprijinul dezvoltării comunităților locale și al unei dezvoltări durabile. Cele două priorități de investiții sunt prioritatea de investiție 5.1, dedicată conservării, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.2, dedicată realizării de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Pentru 5.1, solicitanții eligibili pot fi autorități ale administrației publice locale și centrale, unități de cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități. Acțiuni sprijinite, fără a fi exclusive, după cum se menționează în ghidurile, în apelurile care au existat, restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice, restaurarea, protecția și conservarea picturilor interioare, a freșelor, a picturilor murare, exterioare, stucaturilor, restaurarea și remodelarea plasticii fațadelor, dotările interioare, instalații, echipamentele pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc sau antiefracție, dotările pentru expunerea și protecția monument patrimoniului cultural și mobil, dar și activități care nu sunt conectate direct de monument, dar care îl valorifică. Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia. Alocarea națională pentru această axă prioritară este de 270,85 de milioane de euro, regiunii București-Ilfov fiindu-i alocat aproape 10%, adică 26,06 milioane de euro. Pentru 5.2, solicitanții eligibili sunt autoritățile publice locale din mediul urban, precum și municipiul București, inclusiv sectoarele componente, dar și parteneriate între acestea și Unitatea Administrativă Teritorială, județ. Prioritatea de investiție 5.2, dedicată îmbunătățirii mediului urban și revitalizării orașelor, care are ca obiective specifice creșterea suprafețelor spațiilor verzi și reconversia funcțională sau și reutilizarea unor terenuri și suprafețe degradate sau neutilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecerea timpului liber pentru comunitate. Alocarea națională pentru această axă prioritară este de 103,85 milioane de euro, regiunii București-Ilfov fiindu-i alocat peste 13%, adică 13,89 de milioane de euro. Pentru România este deosebit de important ca patrimoniul cultural să fie restaurat, protejat și conservat, dar și gestionat mai strict în ceea ce privește condițiile de vizitare, gradul de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, care în prezent călătoresc în scopuri turistice într-un număr tot mai mare. Axa prioritară 5 rămâne o oportunitate pentru finanțarea unor proiecte pentru îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. În regiunea București-Ilfov, specialiștii Agenției pentru Dezvoltare Regională așteaptă cu interes beneficiarii și noile proiecte.